În teorie, Black Friday se organizează în ultima vineri din luna noiembrie și marchează deschiderea sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. În practică, în România, acest concept nu este doar o zi, ci o perioadă care deja a început în anumite magazine. Black Friday este una dintre cele mai așteptate zile ale anului. Atunci, pasionații de cumpărături au șansa să intre în posesia obiectelor mult dorite, inclusiv televizoare, laptopuri și alte electrocasnice. Conceptul de Black Friday a ajuns și în România undeva prin 2011. Ar fi bun momentul, că na, vine sărbătorile aproape de sărbători, fiecare se gândește să facă un cadou și fiind mai ieftin. Credeți că e un moment bun în an pentru a face cumpărături? Da, este să fac reduceri și la casnice și la multe chestii. Este când cine are nevoie tineretul ăsta, dar noi ai bătrâni le-am cam făcut pe toate. Este orice... Chiar înainte de sărbători. Chiar înainte de sărbători. Orice reducere contează în casa unui tânăr, că ei au nevoie. Au și salarii mici. Chiar dacă de Black Friday milioane de români fac cumpărături serioase, alții consideră că reducerile din această perioadă nu sunt reale. Românii care au încercat să cumpere unele produse la ofertă s-au trezit însă cu prețuri mai mari decât în alte magazine sau site-uri. Fiecare an am așteptat Black Friday, dar să știți că nu sunt așteptările care am crede. Prețurile sunt umflate. Sunt puse din timp umflate, la urmă acum ne arată că sunt scăzute, că ar fi Black Friday, dar ele nu sunt așa. Odată ce te uiți cu o lună, două în urmă la aceleași produse și le vezi acum la fel. Dar mai găsești câte ceva. Nu avem niciun Black Friday. Nu facem nicio reducere, stai liniște. De regulă, vinerea reducerilor cade în perioada 23-29 noiembrie în anul 2021. Black Friday va fi pe 26 noiembrie 2021. Aceasta va fi ziua cu cele mai mari reduceri conform comercianților, când ofertele imbatabile îi fac pe pasionații de cumpărături să-și umple coșurile virtuale sau, de ce nu, pe cele fizice.